cele ordine de zi. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Helegiu din 25.07.2022. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității planului urbanistic general al Comunei Helegiu și al regulamentului local de urbanism aferent. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2022 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2022 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Helegiu la programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public pentru investiția modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Helegiu din județul Bacău. 6 diverse. Cine este pentru? Supunem spre aprobare procesul verbal din ședința din 25.07.2022. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 2. Privind aprobarea prelungirii valabilității planului urbanistic general al Comunei Helegiu și al regulamentului local de urbanism aferent. Dar vorba de cuvul Comunei Helegiu, care trebuie prelungit, pentru că nu i-am încă dat în termenul pe care l-am prelungit inițial. Asta și pentru că au fost oprite lucrurile pe perioada pandemiei. Și inițial am cerut de la Consiliul Județean sfârșitul anului, dânșii ne-au acordat mai mult, 24 decembrie, ne cadrăm în termen fără nicio problemă, documentația deja este trimisă pe realizare, dar durează foarte mult obținerea avizilor, mai ales la cei de la Agenția din Mediu, unde în jur de 6 luni de zile, 180 de zile lucrătoare, din câte știu eu, până când îți dau avizul, după vă probleme de mediu. Dacă aveți întrebări de noastră aici? Și ca lucrând s-au preconizat pe vădă? În consum? Cred că undeva în primăvară, zic eu. Interesul nostru e maxim. Mai sunt niște probleme. Nu. Nu aveți decât treburi. Vorbim de planul de PUG. Nu vorbesc de cadastru general. Dar nu vorbim de cadastru. De PUG. De PUG. Și care sunt problemele? Păi zic de partea spălată problema la a unii ședințe mai ani din urmă, ca să se măresc, nu? A, da? Păi astăzi tot mâine. Tocmai despre asta. Exact. Aici mă refer. Exact. Nu, PUC va fi integrat totul. De asta am și devansat în termenul, pentru că a durat destul de mult să identificăm toate cele zone care se plătează a fi intravilan, adică se poate construi. Și am trecut la intravilan zona aceea de partea de CAFA, dincolo de SMT, partea aslată, la Împărătesc, în zona de aici, în zona de aici, de pe strada Bisericii Sus, unde sunt nici locuințe fără autorizații, la DRL. Strada Bisericii la Elegiu? Da, da. Ce locuințe sunt fără autorizații? Acolo, în CAFA, la Nicolegi, la Brăila, acolo. Sunt în extravilan. Sunt în acest extravilan. Și mă ghii la toată extravilan, dar mai spunem că trece linia PUB-ul, desparte locuințe. Acolo unde în alta nu putem să facem nimic, dar unde se pretează, deja am dat o modificare. Da, da, pe atrași sus. Sunt foarte multe case. Și pe șez și pe... Dar se va construi, vatra zavod deja este... Tocmai. Nu, ăsta nou e luat... Este extins destul de bine. L-am extins cât s-a putut, mai mult decât ar fost cazul. Este tot. Tot ce înseamnă cu drum de acces la drum comunal, drum național, drum județean, le-am extins pe intravilan, se poate construi. Asta și pentru că am observat că în toate satele, vatra, centrul satului, satul vechi, e compact, e plin de case. Chiar dacă vrei o casă veche, nu mai sunt zone în care se poate construi. Și atunci, în strada aceea de Austuroiul, de exemplu, drumul Șesului, speriază să construi pe ea. Aici, în spatele Unicului Marian, în spatele SMT-ului, la fel, am trecut intravilan. Asta o să însemne și utilități din partea noastră, cheltuială în plus, vis-a-vis de... Da, da, sunt zone care se pretează să se construi și după casă, dacă mi se oferă acum din 10-10 ani să se aprobă PUG-ul, atunci trebuie făcut ca lumea. Nu, le-am ținut cont de toate. Au fost arhitecți în zonă, firma de la Iași. E o lucrare destul de costisitoare, care ne costă tot de mulți bani. Și mare parte din bani de la bugetul local. Am tot încercat, pe poate cum sunt dețean, să decorăm parte din bani, dar destul de puțin a reușit.
Dacă nu mai sunt discuții, supunem spre aprobare. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Proiectul numărul 3, privind aprobarea cotizației pentru anul 2022 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău. Cotizația anuală. În fiecare an pe care o aprobăm, atât la ADIS, cât și la ADIT, care e următorul punct. Vrem, 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 asociații, ca în orice asociații, partenerul, reprezentant, nu trebuie să plătească cotizația. Atunci supune spre aprobare. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Proiectul numărul 4. Privind cotizația, da, pentru patrimoniu, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Proiectul numărul 5, privind participarea Comunei Hilegiu la programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public pentru investiția modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Hilegiu din județul Bacău. E vorba de acel proiect pe care l-am depus pe Agenția de Mediu, prin care modernizăm 400 de lămpi cu utilă gestiune și cu LED din întreaga comună. Aprobăm astăzi indicatorii tehnico-economici, proiectul este depus, mi-a semnat finanțare. Te las pe așa, pe primim finanțare? Da. Nu e atât de mare, dar e un proiect, noi nu suntem foarte rău pe examenul public, din punctul de vedere. Avem câteva sute de lămpi cu OLED pe care le-am tot schimbat în decursul anului și care ne-au adus ceva economii la buget. Dar cele pe care le avem sunt deja de 4-5 ani. Termenul de valabilitate, de viață, să spun, la lămpi, încet, încet se va depăși, pentru că nu e ca o lampă cu bec, în care schimb becul cu seara. El s-a ars cu becul de la lampa respectivă, trebuie schimbată. O lampă costă 200-300 de lei, fără montaj, fără braț, fără nu știu ce. Cele pe care noi le luăm astăzi și ne sunt într-un fel de comandă decât cele mai europeane, sunt inteligente, să spun că ăsta e cuvântul pe care îl folosesc la orice proiect pe PNRR. E vorba de lampi cu telegestiune, care pot fi dirijate, să spun, controlate de la un panou, de la primărie, să le scadă puterea luminositate pe timpul nopții între 2 și 4, de exemplu, când se spune că nu e nevoie de multă lumină. Să le stingi pe zone, să ai camere de luat vedere implicate în ele. Să dă Dumnezeu să le facem. Știți, mi-l văd peste cap atâtea proiecte. Care nu să le depunem pe fonduri europene. Din păcate, eu simt și poate nu-i bine să o spun, dar o spun că o simt. Nu știu dacă sunt cu colegii noștri, dar celălalt instituție, agenție, merge treaba destul de greu. Stăm direct, la fel, termenele sunt destul de prelungite pe obținerea avizelor, la fel, dosarele noastre stau luni întregi pe la uși pentru a fi analizate. Lipsa oamenilor își pune cuvântul, cred că asta este explicația. Acum și toate comunele depun proiecte, că vrei, nu vrei, sunt firme de consultanță care depun proiecte pentru finanțare. Dacă aveți discuții pe tema aceasta, dacă nu... Dacă nu mai sunt, supune spre aprobare. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Proiectul numărul 6, piese. Dacă se scrie cineva la cuvânt, doamna Stanciu, domnul... Atunci începem cu doamna Stanciu. Dacă îmi permiteți să nu uit, să repet indicația de duminică la ora 2 la ziua comunei. Începem cu ora 2, se finalizează undeva în jurul orei 10, la ora 2 vor fi premiați miri de aur, cei care împlinesc 50 de ani de conviețuire, participarea și a preoților din comună care o să invit astăzi. Vor fi premiați, omagiați, cu o diplomă, cu o campanie. Apoi avem programul pe la unde fiecare dată, cu diferiți artiști populari, ușor, muzică ușoară, Alexandra Ungureanu, Margarita Clipa, nu știu câte spune de asta. Să fim alături de toți, nu să fie un timp frumos, să nu plouă foarte tare. Lasă ploaie. Acum, da, dar știi, când investești bani, e păcat să nu ai 3-4 ori și de liniște, te bucuri de... Da, în vedere că e după bani. Plouă, Margarita Clipa tot nu ia bani, că contractul e făcut. Și nu are nicio vină ea, sau invers. Alexandra Ungureanu.
nu știu. Acum dă împătezați, pentru coaie, dar nu. Da, dar preoții la cine? Pentru a face o rugăciune de înnoirea... Pentru că rugăciune care au 50 de ani de pietre, au 50 de ani. Dar vin alei, păi să-mi ierte la alei. Cred că e un gest frumos din partea lor. Da, dar nu mereu. Numai să ne luați curentul de la microfon. Da. Mulțumim de invitație. Domnul primar, nu funcționează iluminatul în Ciorta de Sus. Se aprinde 20 minute cu seară și atât în rest, numai flambează. Nu știu cum e. Cred că e o problemă și mă gândesc că e posibil să ar putea să se stinge să aprinde în continuu și după aia nu mai funcționează deloc. Deci știu că acum o două săptămâni de sus. Ciorta de sus, da. Deci acum două săptămâni de sus s-a urcat transformatorul ăla sau ploaie la ceva și a schimbat transformatorul. Bănuiesc că e o chestie tehnică. Nu... Mă gândesc că ne poate afecta și pe am avut chiar eu chemat un vice băiețe de la de electric. Chiar m-am asat discuția lor, că a fost trimis pe fiecare zonă să aprinde de la... Practic, control, ce aprinde, da, aprinde curentul de la central și dacă stă câteva minute și o vede aprinsă, el n-are să știe că se stinge apoi în timpul da, nopții, știi? După câteva minute se stinge. Și a doua problemă, de la magazin, de la vetrea de acolo la deal, tot drumul e plin de pietre. Putem să facem ceva, e venit pietrișul de pe Valea Lea și aproape nu se poate trece cu mașina. Adică e la Valea, dacă nu de aici. Ah, la Răzești, deci m-am dat la Costea. Nu, 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 la Răzești. Deci toată panta bisericii vine de pietriș. Putem rezolva problema asta? Doi oameni sau trei oameni care au ori de făcut în... Trebuie făcut ceva betonat până sus la Radul. Da, da, acum trebuie rezolvată problema asta urgent, până la betonat. De îmbalat să răboarte, îi plouă iar, iar. De îmbalat să iar. Oare, pietriși, 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 de la... E super, am văzut. Sigur, și asta, da, cu mișina. Da, da, mulțumesc. Mulțumesc, domnul. Iată, domnul Zărescu? Da. E o primar urgent. Urgent, urgent. O oglindă, la intersecție, la Muntene, cu niciun Muntene, la Păroala. O oglindă? O oglindă, să se vadă, care vine din partea de la Dea de la Bocă. Oglindă de intersecție. De intersecție. Trebuie neapărat. Să se întâmplă accident, da. Din Muntien, când ești acolo, nu vezi cu partea treaptă, mai care vine de la deal și mai vine băieții cu pulger. Bine, se încercă foarte tare în copul meu. Da. Trebuie neapărat. Cât au păstra... Profilul mai. Mai bine, până când tot în cei în asta în ciunci, îi zveniți acolo cu utilaje. Nu stăm pe loc pentru că plouă, dar nu se mai plouă, nici aici nu poate să continui, că nu poate să compacteze pământul cu care când tine turtunat betonul și va veni, până când e cu scar. Nu poți să bați compactorul în mânajul de bată, știi? Dar trebuie să leștească un pic, că vine că o plouă, nu se mai plouă, nu mai plouă două ori. În momentul în care turnăm asfalt acolo, mă duc și eram 2.000 de lei sau 3 și pe grătirea. Nu, nu, chiar în grătirea, dar când se toarnă în asfalt, blocurile alea, domnul primar, acolo, nu, înainte de a face blocurile cu astea, acolo la asta, la Paula, acolo, făcut o denivelare pentru asta și una mai sus. Nu poți să fac nimic investiții pe grătirea astăzi, pentru că... Nu, o denivelare din aia sunt... Încă nu-i poate să trebuie să o pe acolo, nu ori? ...cu apă și canalizare. Nu vreți să știți cum va arăta drumul acela. O să fie un joan de ghen acum la... Eu nu înțeleg. Pentru că tot drumul va fi spart. Pe acolo va trece apă și canalizare. Se va munci 2 ani, 3 ani zile. La fel și la Drăgugești. Adică degeaba fac o pașă eu acum, că m-am gândit că nu-i costă foarte mult. Am sfat la Hilegiu, că aici nu va fi intervenții, îmi pare degeaba. Dar nu pot, pentru că eu o fac astăzi și o sper ca în ianuarie, februarie să încep un șantier acolo și va începe. Pentru că contractul este semnat, lucrăm la fază de proiectare, e nevoie în plătirea de apă neapărată și drumul ăla, oricum era un drum care merita a fi băgat în reparație și atunci putem să intervenim pe el. O să fie o țeavă din principală care va trece de la Mocan până jos, pe stradă, pentru candare și pentru apă. Se va strica, clar. Prin proiect, prin proiect va strica că drumul la forma inițială, așa cum se întâmplă la Onești. Dar vedeți și dumneavoastră că la Onești, săracul primar vrea să facă, că trebuie făcută, că vorbim de restaurații vechi de 50 de ani, să facă mai bine în Onești, toată lumea e nemulțumită. E firesc să fie nemulțumită. Exact, nu, mă refer financiar, nu refer și la el locuiești. Bă, fel bine în jur, astfel că... Tu, de exemplu, dacă îți faci o canalizare azi în curtea, nu faci aos? Da, dar știi ce se întâmplă, dacă nu are curent, merge după în casă.
trebuie să poți să scăli de jos. Da, 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 e necesar. Da, o urmă, 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 cu partea aia asta de la cămin de aici, sau? Ai mai spus. Deci asta am spus, până, că, până când nu se liniștește timpul, pentru că nu poate să compacteze. Și, și ieri au fost aici, nu poate să compacteze până când nu e uscat. Au lăsat-o un timp, pentru că cel mai compactarea naturală este cel mai eficient în punctul de vedere. Și din punctul de vedere, fiind destul de îngust, nu un cap decât cu talpa, nu poți să facă cu, cu vibratorul. Da, trebuia material. Dar trebuia că nu ne mai întreabă. Nu putem să... Da, o să... De nou o abandonăm. Nu, nu, nu. Păi dar nu că nu știu apare. Nu vedeți că tot drumul e plin de pavere și de... Cu apa. Am vorbit cu Fănuț. Fănuț are de curtea cu fântele. Nu așa. Are debit mare, dar are debit. Nu s-ar putea pune pompul și băgat direct în rețea. La fiecare două ore se meargă o jumătate de oră. Și plăi. Timp contra cost, nu știu dacă legat, trebuie să întrebăm un jurist, că nu știu dacă pot legat. Are o sentență, adică poate să-i scoate pe ieri. Hai că spune-o, nu poți. Deci dacă o faci tu, răspunzi tot. Pentru că nu treci pentru o stație de filtrare, nu... Da, și mi-am luat asta de aici și o filtrare. A noastră noi nu avem apă potabilă. De ce nu este? Nu, nu, ba da. Ba da, nu există. Deci apa noastră este trecută prin stație de tratare cu hipoclorit. Există și la Drăgugești și la Ghidigiu. Stații cumpărate noi. Da. Și acum noi avem apă potabilă la stația. Da, noi o facem că să fim parametri. Deci nu vom îi luați analize la apă când... Eu nu folosesc apa de la rețea. Așa și la Drăgugești, nu folosești nimeni, la Drăgugești nu folosești nimeni, dar nu mă ajung. Eu am două fântâne. Adică, și dacă faci o băzeală, faci un om duș, cât spală, cât de aia... Păi domnule, nu și nu duciți apa la analiză dacă o folosiți la... Apa mea. La cârciumă acolo. Apa mea. A, apa de la dacă facem un calcul cât se consumă, cred că fac dușul oneștenii, toți fac la Drăgugești și la Drăgugești. Și la Elegiu fac. Am vorbit cu el și ar fi de acord. Ha? Deci nu este. Am făcut telefonizat, poate care două ore ar putea mergi. Cât apă este și cât se consumă. Dar nu se consumă pe menaj. Nu se consumă pe menaj. Se consumă pe zgală și dau pe un fântân. Vreau să facem ceva. 100 de lei pe un tirasin, apă de acolo e de apă. Da, știu despre ce vorbim. Dar o fântână cu termică tare. Da, apă este pe zona asta. Și eu am gândit apă de... Și n-ar fi investiția mare, o pompă înțepată în rețea? Investiția nu este mai numai voie să o fac. Pentru da, că exact. Este în domeniul privat și nu poți să faci lucrurile astea. Faci un contract cu omul, dacă cumva se răzgândește și se plătește să descăgubiți, deci nu poți să... Întrebăm un jurist să vedem cum... Este să știți că la Ilegiu este apă. Dacă m-am terminat cu faza de expertiză tehnică. Eu zic că în primăvară poate tot ce înseamnă îmbrașamente la stradă. Dacă eu am făcut lucrul ăsta și mergem pe rețeaua care deja este băgată pe teren, unde am primit expertiza și rețeaua este spletează a fi mufată și dat drumul la apă, rezervorul este făcut, conducta este trecută tot satul, mai puțin pare de după pod, acolo obținem avizul de la drumul național, dacă nu obțin, eu mă asum și o bag fără să am avizul la drumul național, pentru un kilometru cât avem de dus. Și o să trecem pe produta nouă cu branșamente externe la fiecare consumator. Și atunci nu o să mai fi problema care a fost, pentru că la Hidegiu este apă. La Hidegiu problema este că se consumă apă, adică conducta se trece prin curtea omului, prin interiorul curții, prin spatele grădinii și nu are educația necesară de a o consuma în regim doar pentru consum casnic și nu pentru dat fasolea. Și dacă ai udat fasolea și ai udat-o cu 5 cădări de apă caldă dintr-o cub, ar fi altceva. Dacă lași cutunul să curgă ori întregi sau seri întregi, nopți întregi, exact. Atunci lucrurile stau altfel. Da, da. Dacă mai sunt alte, domnul Leon. Da, ideea e, spune și bună ideea, Mariana, că trebuie identificat, este văzut pe viitor, că o să fie probleme cu apă. Și adică trebuie identificate, identificat orice sursă de apă. Deci pânza freată. Pânza freatică în Hilegiu este căzută cu cel puțin un metru. Și asta am din date de la hidrologie, nu din capul ăsta. Dovadă că la Brătila, acolo aveau câteva surse de apă oamenii,
s-au grupat, s-au săpat câte un metru la fiecare izvor și vă spun că astăzi la Bucan curge apă la... Și la Răzești la fel. Deci au coborât oameni pe cheltuiala lor, fără intervenția primăriei, fără sprijinul, decât acolo nu s-au amputut pomul, mașină de balas sau cu mutelaș care să facă un drum, curge acolo, curge apă, este tot la... și vorbim de un an de secetă. Pe care a crescut foarte mult. La Chinecii nu este apă. Dacă facem încă un foraj acolo, în apropiere de forajul existent, tu știi unde Mariană, aș fi apă să dăm și la cineva. Dar, repet, dacă s-a consumat, în condiții normale, folosește apă aia doar pentru consum proprii, pentru mașini de spălat, pentru a da un animal, nu să o risipezi, să-l lași un mătrân, să curăcă țeaua de 30 ani. 60% din Europa e agricultură. Da. Da, mai am un problem. Și o idee. Mă gândesc aici în față la primării. Pot în stânga și dreapta și așa, zic, să mai pot face un 4-5-8 din partea aia. Dar așa e prins proiectul. Proiectul este prins până la doamna Tănase la poartă, dispare. Nu am știut cum dacă e bun. Nu, eu așa și vis-a-vis. Inclusiv aici. Nu, vorbesc chiar de față primării. Da. Nu, în fața 13 minute. Da, tot ce înseamnă material, le-am achiziționat, inclusiv aici un pic. Scărat toate acolo la Ciușme, la Troiți, aici jos, în Dufoșa, le-am dus că era mai mult loc. Parte din... din cum se numesc? Pavele. Pavele, astea de beton. Rigole. Sunt aici. Am mai dat comandă deoparte, pentru că vrem să continuăm și acolo în față la Marian, la Floreț, pentru că canalizarea celălaltă rămâne mai sus un pic și o să se mâlească apă. Așa, foarte multă apă nu vine aici, că la o ploaie foarte abundentă, nu știu, la o rupere de nori. La o ploaie normală, dar scurge. Dar se depun aluviuni, se frunze, nu știu ce, și se colmatează. Și atunci, dacă mănânci de partea aceea, de 20 ceva de metri, să ne ducem până în scurgere, la același nivel. Te lasă până la apă. Îți mai așa normal la festival? De la intrarea noastră de aici din față, până jos la Floreț și inclusiv aici, când ține drumul spre cămin, e privezut. Da. Da. Băieții care vin cu Centrul Societății Comerciale, care vin cu saci. Selectivă. Da, selectivă, da. Nu știu ce să vă răspund, aici nu mă ocupa, se ocupă serviciul ăsta lucrătate, nu știu. În ideea că e... Cam aș spune ceva... Vin săptămâna. Vin cu vin săptămâna, dar ideea e că vin cu doi saci, îmi zice, bă, selectează cutiile, selectează sticla, selectează capul. În doi saci. Nu-i nimic greu. Nu mai vin. Bă, lua tot să vă facem așa. Vin cu vin totuși, noi lăsăm așa. Păi vin, dar vin cu doi saci, dar vin cu trei. Pixul e tău? Mai dăm noi o sacă. Eu zic că trebuie să-i încurajăm pe ea, că e bine că e vine la cinerea și gratis. Nu zic, eu nu zic. Da, am văzut și la trebuie se strânge tot de... Bă, dar e bine, dar ne scapă vinoi de niște cu noi și e super. Îi fac bani pichează. Și foarte bine, dar nu încerc. Ce faci să aduci la comună? Ce să aduci? Cu pierdă, să fii separat tot ca tot. Nu, ei vin și când ne-l ridică, despre asta. Noi nu ne ducem noi cu noi și plătim noi. Unde la adunăm noi plătim. Da, dar nu e rechestionat, nu mai plastic, cu fie, nu e nimic. Bă, da, e treaba lor, dar eu fac ei serviciu. Păi da, și serviciul lor să luăm. Dar noi cu ce să facem? Cu ce să facem? Lasă-mă să mă gândesc și eu. Da, 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 Dumnezeu să vină să ne rea, aia să fie serviciu. Eu vin de ce cu chinul. De ce? Da, 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 Dacă nu mai sunt discuții, declară închisă ședința de azi.